Bună ziua, stimați prieteni! Din numele celei mai mari fracțiuni în Parlamentul Republicii Moldova, care datorită voturilor dumneavoastră a ajuns în Parlament, vreau să vă salut și să vă spun mulțumesc pentru faptul că ați venit azi aici. Suntem toții din zi în zi tot mai mulți și mai mulți. Asta e forță, fiindcă capătul nostru, coloanei noastre, nu se vede. Asta e o forță care trebuie să fie unită. Pentru ce noi am venit azi aici? Noi am venit ca să spunem Parlamentul actual, care a fost ales pe data de 30 noiembrie 2014, nu și-a îndeplinit funcția lui principală. N-a izbutit să unească societatea. N-a izbutit să facă legi care să aducă prosperitate în țară. Deci acest Parlament trebuie să plece. Oamenii politicienii trebuie să vină în fața poporului și poporul trebuie să decide cine trebuie să guverneze această țară. Cred că oamenii s-au săturat de toate. Deci haideți împreună cu toții să unim eforturile. Noi, socialiștii din Parlament, nu avem pentru ce să ne temem să mergem în fața poporului, să cerem votul poporului, fiindcă noi știm ce vrem să facem în țara noastră. Și eu încă o dată vreau să vă spun mulțumesc pentru faptul că înțelegeți că din zi în zi suntem tot mai mulți cei care înțelegem ce trebuie și cum trebuie să dezvolte țara. Ce n-ar spune ceilalți? Ce n-ar spune, cum nu se răspunde cei de la guvernare sub lozincile pro-europene? Asta nu este scopul lor. Scopul lor este să-și împli buzunarele și noi nu trebuie să le permitem să facă acest lucru. De ce, dacă noi astăzi ne-am adunat la acest mitin să spunem că vrem alegeri anticipate, ei, cei de la guvernare, care în fiecare 5 minute tot caută să aducă un nou prim-ministru, alt prim-ministru, toți sunt din aceeași gașcă. De ce ei cu toții trebuie să plece? Iar noi trebuie să ne unim și să aducem o guvernare care să lucreze pentru oameni, nu pentru buzunarele proprii. De ce, haideți să spunem, voce tare, alegeri! Alegeri!